Bună ziua, dragii mei telespectatori, Casa Iubirii, bine ne-am reîntâlnit. Astăzi voi face rezumatul zilei de ieri, dar nu înainte de a vă mulțumi pentru vizionarea vlogului și pentru distribuirea lui, în mod special Dan Keeper, Maia Golovin, Florica Perca, Duță Nicoleta, Doina Roșca, Maria Mirabela, Maia, Maria, Dea, Ghiță Ghiță, Ombre George, Achim, Pavel, vă îmbrățișez cu drag, a voastră, Pandele Laura, sunteți mai mulți, oricum vă îmbrățișez cu drag și nu îmi permite timpul să vă menționez numele la toți. Interesul nostru este să ne facem cât mai auziți și să înțeleagă ai noștri tineri că anumite aspecte din emisiune nu sunt demne de urmat și că ar trebui să învețe să facă deosebirea între bine și rău dacă vrei să fii un om demn de tot respectul. Ăsta este scopul meu de a face vloguri, să nu mai instigăm la ură, la minciună, falsitate și bullying. Mulți nu înțeleg lucrurile acestea, dar oricum le rămân în cap, chiar dacă nu vor să recunoască și la un moment dat îmi vor da dreptate și că vor și că nu vor. Se vor întâlni în viața lor personală cu anumite situații în care îmi va da dreptate involuntar. Ce vedem, dragii mei telespectatori, că asta vreau să scot în evidență? Deci, ieri am văzut trei personaje foarte, foarte rele și foarte fățarnice, la modul că se dau ceea ce nu sunt. Bianca, Radu și Nicoleta. Foarte mincinoși, foarte răutăcioși, care acuză cu ceea ce fac și ei. Și le voi lua pe rând ca să înțelegeți și dumneavoastră de ce am ajuns la aceste concluzii. Bianca. Bianca este foarte, foarte deranjată pe Anca că s-a apropiat de Larisa și de Ionuț. În condițiile în care ea în gală o întreba pe Nicoleta cu cine să voteze. Să-l voteze pe Emanuel, ceva de gen. Și atunci Nicoleta i-a spus, păi stai puțin că Larisa o să-l voteze pe Flavius. Și de aici s-a activat această Bianca, care spune că este corectă. Nu ești corectă. S-a văzut caracterul tău la începutul emisiunii, după care ți-ai dat cu reveneală, dar presupun că ai fost foarte falsă, și acum revii cu un tupeu fantastic la ce ne-ai arătat în prima parte a emisiunii, când ai intrat tu. Deci tu acuzi pe Anca în condițiile în care această Bianca face coaliție cu dușmanii ei din emisiune, Sorin și Nicoleta. Păi tu o întrebi pe Nicoleta, hai să-l votăm pe Emanu? Te-ai deranjat că Larisa l-a propus pe Flavius în locul lui Emanuel? Păi mai este Emanuel demn de prietenia lor în condițiile în care i-ați trădat voi? Andreea, Emanuel, Bianca, i-ați trădat pe cei doi? Cum este posibil să ai atâta tupeu decât, dacă ești foarte obraznică și foarte tupeistă și bagi degetele în ochi la om? Așa că, dragii mei telespectatori, eu ce am putut să văd la Bianca, m-am speriat. Deci ea o trage pe Anca la răspundere, cum și Anca i-a spus, măi, fată, stai puțin că ei n-au vorbit urât de mine, de persoana mea. Ei au spus că nu cred în relația mea cu Flavius, dar nu m-au jignit, nu mi-au vorbit urât. Pe când Sorin și Nicoleta, Bianca, scuză-mă pe mine, înseamnă că ți-a spălat Dumnezeu creierii. Nu mai ții minte. Nicoleta a spus că e mai sfântă ca tine, că ea nu bea, că ești agresivă, că e frică să stea cu tine în emisiune.
Iar celălalt a spus că se împletește părul. Păi care este mai penibilă? Tu, că te-ai împrietenit cu ăștia? Sau Anca, cum a și spus? N-am nimic cu Larisa și cu Ionuț. Ei nu cred în relația mea cu Flavius. Atât! Așa că, dragii mei telespectatori, încă o dată vedem cât de falsă poate să fie Bianca și cum se schimbă omul pentru niște arginți murdari. Rușinică, Bianca! Rușinică! E strigător la cer ce am putut să văd la tine. Cât te-am apreciat, atât de mult ai putut să mă dezamăgești și ai și tupeu să mai ai pretenții în condițiile în care tu ai trădat pe toată lumea. Și concurenții din casă și pe noi telespectatorii, împrietenându-te cu cine? Cu cei care te-au terfelit cel mai mult. Dar imediat voi ajunge acolo. Ce mai vedem? Că tot ea, Bianca, îi reproșează Ancăi că are ceva cu Manu. Păi din moment ce Manu tot timpul el avea ceva de comentat la adresa cuplului. Și Anca îi dădea replică. Dar voi vreți să faceți strategii, să râdeți de toată lumea și când cineva mai luminat vede, simte că sunteți răutăcioși și vă dă replică, vă deranjați. Exact ce ați făcut, toți ați fost șocați când ați făcut strategii în spate să o eliminați pe Larisa sau pe Ionuț, să dezbinați cuplu. Adică dacă pleacă unul, automat pleacă și al doilea. Și așa îi eliminăm. Și ați fost șocați că Ionuț, mai bandit ca voi, în ghilimele, deștept, va dedubla toate jocurile. Și atunci ați dat cu bâta în baltă și v-ați arătat adevăratele fețe. Acum te-ai legat de Anca că ce? Că se lua de Emanuel? Păi Emanuel de ce se tot băga în ce nu-i fierbe oala? Ținând cont că el avea un cuplu pe Andreea care o divinizează. De ce nu-și vedea de treaba lui? A, vroiați să faceți controverse. Dar la voi controversele sunt lasă-mă să te atac doar eu. Tu nu spune nimic. Tu tași în ghite ca să dau eu bine la public. Dar ce să vezi că v-am mai spus? Sunt și oameni mai înțelepți care vă citesc caracterele și văd ce lipsă caracter aveți și ce gândire de joasă speță aveți. Așa că, Bianca, se pare că totul în viață vi se întâmplă și ție și Andrei după cum gândiți, după cum reacționați. Așa că nu vă mai supărați pe cei din jur, supărați-vă pe voi, că la voi este problema. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Vedem că Radu spune că Anca a început să copieze și pe Bianca și pe el, dar aici a punctat, carisma lui. Măi, Radule, tu chiar ai luat-o razna? Deci tu chiar crezi că ai carisma? Măi, care își vă bate joc de omul ăsta, mă? Măi, nu-l mai mințiți, frate! Nu-l mai mințiți că are carismă. Că ăsta a început să creadă și colac peste pupăză, acum crede că e și copiat. Ferească Dumnezeu, Radule, cât de josnic poți să gândești. Cât de mândru te vezi, dar aici e problemă. Pentru că toți știm ce apucături ai și s-a văzut. Nu știu care ți-e rolul în casă, că tu nu... Ție nu-ți plac fetele, măi, Radu. Dar văd că ai carismă. Carismă la ce? Ferească Dumnezeu. Măi, Răduca,
Ai luat-o pe cărări greșite, rău de tot. Și ce mai vedem? Atât de ipocrit și atât de pervers Răduca merge la Larisa și scoate în evidență că Ionuț s-a folosit de ea. Măi, măi, asta lipsă carismă. Am văzut că vroiei să moderezi și discuția, cearta dintre Anca și Bianca. Măi, măi, tu te îmbezi cu apă rece. Măi, nu n-ai înțeles că ești culmea tupeului și că toată lumea râde de tine? Că ești penibil, mă! N-ai carismă, n-ai vorbele la tine. Ai impresia că tu ai făcut controverse, că te-a mințit Emanuel? Ferească Dumnezeu! Nu! S-a văzut că ești un necioplit, unul care mănâncă pe 7 părți, unul care a trăit într-o familie numeroasă, sărăcăcioasă, care în tot timpul a avut probleme cu mâncarea și el nu a apucat. Și aici ți-ai văzut satul, că am văzut destul de clar, că tu îți făceai porție pentru 7 concurenți, ținând cont că erați 7 la număr, nu te mai interesa dacă la aia le mai rămâne, tu să mănânci, tu să-ți bași burta în draci. Și acum te vezi și împăciuitor, mediator. Măi, păi tu nu ești mediatorul vieții tale. La tine în viață e un haos. Ai venit în emisiune ca să ce, că ție nu-ți plac fetele. S-a văzut destul de clar, tu când pupi fetele, pupi, zici că dai ștampile. Las-o, Doamne, iartă-mă, că te faci de tot râsul. Și acum vrei să vii și în sezonul 2. O aduce și băieți în casa fetelor? Mă gândesc. Zic și eu. Ferească Dumnezeu. Cât tupeu. Se dă prieten cu Ionuț, dar în schimb se duce la Larisa și Larisa i-a dat de finețe. Măi, ratule, suntem prieteni. Ne placem ca prieteni. Tu nu vezi că și la ora actuală ei se susțin, că ăștia sunt prietenii adevărați? Nu cum faci tu! Te dai prieten cu toată casa și cum prinzi momentul, îi terfelești pe toți. Te dai prieten cu Natalia și o propui la eliminare, vezi, Doamne, că a dat hate, mă, mă lași. Nu! Ești un nemâncat și îți tragi ceea ce-a făcut doar pe tine. Plapuma o vrei doar pe tine. Tu să fii triumfător, tu să trăiești. Tu ești genul de om, omor și pe mamă și pe tată, eu să trăiesc. Cu Kinga la fel te dădeai prieten și când prindeai momentul o făceai knockout, cu Grațiela la fel, cu Xenia la fel, toată lumea oare de ce? Nimeni nu stă lângă tine, pune-ți și tu întrebarea asta. Că au văzut toți. Și noi, telespectatorii, căprioara, căprioara, și cum te duci, îi dai la cap. Păi să vedem, mă, că ești pervers. Ce mai văd, dragii mei telespectatori? Văd pe Flavius că oarecum este deranjat și jenat de reacțiile pe care le-a avut în emisiune și spune că a avut niște reacții ușor neplăcute. La care cine se sensizează? Agresivul, violentul, verbal. Numărul 1, Sorin. El acum, vezi, Doamne, vorbea în numele lui Flavius, dar de fapt el a vrut să se scoată, el pe el. Și să spună, păi stai puțin, că tu dacă ai vorbit așa, ai fost instigat, mă lași? Păi tu, Sorine, am văzut cu toții, că nimeni nu poate să-ți spună nimic, ai înjurat staful, ai țipat la doamna Mantea, ai sărit în piept la băieți, ai spus că îmi plătești părul unei femei și acum eu văd că e prietenă cu tine, ferească Sfântul. Tu e singurul care ai făcut live conducând 54 de minute certându-te cu mine și cu Raluca pe live. Păi, scuză-mă pe mine, tu ești dependent de emisiunea asta și se pare că ți-ai cheltuit bănuții pe cartele doar ca să arăți lumii întregi că ești tu câștigător. Dar să ferească Sfântul, că se alege praf de tot. Că nu-i meriți. Că ai arătat decât viclenie, răutate și ai făcut și o șenie de râs, mă. Oricum, bine, se știe că ei sunt foarte aprigi la mânie. Dar tu ai fost exemplu cel mai bun. N-ai voie să spui ceva
că îți dă la cap. Așa că un mare dislike. Ce mai vedem, dragii mei telespectatori? Nicoleta. Deci pe mine Nicoleta ieri m-a făcut să râd cât tupeu pe ea venind și se scuza oarecum în fața Nataliei, care Natalia i-a dat clasă din toate punctele de vedere, și ca îmbrăcăminte, și ca educație, ca tot. Și spune, am fost deranjată și m-am regăsit în Andreea foarte mult. Când tu te dădeai la Emanuel. Ceva de gen. N-am înțeles-o, dar a vrut ea să se scoată că dacă ea are ceva cu Natalia, are pentru că s-a regăsit în ce a simțit Andreea. Păi măi, Nicoleta, asta sfântă, nu te-ai mai regăsit în Andreea când o puneai pe Diana să o terfelească pe Andreea? Ca să vedeți, dragii mei, cât de perverși. Deci, Nicoleta știa că are Diana iubit afară și o lăsa pe Diana să se dea la Emanuel și să facă pe geloasa. Și oarecum se bucura de ce făcea Andreea, că suferea. Și acum spune că o compătimește și că s-a regăsit. Păi măi, Nicoleta, când ai fost sinceră? Spune și mie când ai fost sinceră. Că știm, Natalia, s-a văzut pe fețele voastre, este panică pentru tine și pentru Andreea. De ce? Că i-ați văzut stofa. Și din cauza asta vă este teamă de Natalia. Natalia e trecută prin iahturi, altă viață, alt lux, ceea ce v-ați dori și voi. Dar pe răutatea voastră nu aveți parte de așa ceva. Și acum vii și spui tu că o compătimești pe Andreea în condițiile în care tu o lăsai pe Diana să o terfelească pe Andreea? Și știind că Diana are iubit acasă? Spuneți-vă și voi, dragii mei telespectatori, părerea despre această falsă. Ce spune această Nicoleta? Că ea știe multe despre fete. De unde știi? Mi-am adus aminte. Nici tu aia, tu cu Sorin, care puneați pe Xenia să le registreze. Bravo, Bianca, cu cine te-ai asociat? La cluburi, prin boscheți. Nu puneați voi săgețile voastre să le urmărească? Și ce vedem acum la Nicoleta? Că aduce în discuție, că ea spune că ea știe mult, dar nu spune. În condițiile cum află ceva, ea vine și spune, ca să vedeți cât de mincinoasă e. Dar acum, nemai având săgeți, nu are cum să vină o altă săgeată de-a ei și să spună de Natalia, că n-ar fi spus. Dar acum, hai să dau și în Natalia. Că Natalia are iubita acasă. Păi nu ești Maia Sfântă care nu te bagi? Dar s-a văzut cu ochiul liber că ai stat, că tu cu gurița ta ai spus, ai stat și ai analizat și ai studiat Facebook-ul și lui și lui aia și că ai văzut un picior. Bă, cât de falsă poți să fii! Bă, cât de rea poți să fii! S-a văzut că sunteți foarte, foarte mincinoși și ahtiați după bani. Voi tot ce ați știut ați adus în emisiune. Că s-a săturat doamna Mantea de voi. Că a văzut că faceți numai strategii și că faceți numai speculații de-astea rușinoase. A spus, nu mai veniți la mine, nu mai aduceți în emisiune fără dovezi. Că a văzut că sunteți capabili să scoateți și să fabricați minciuni doar ca să câștigați. Că vă este foame rău. Să vă fie rușine. Să nu uităm că mama lui Sorin posta că se fac urori în această emisiune și că Ionuț cu Larisa se întâlnesc, de unde știa? Ca să vedeți cât de mincinoși sunteți. Voi, Nicoleta și Sorin, cei mai răi. Îmi pare rău că a triumfat Sorin și a ieșit câștigător, dacă este adevărat, dar a ieșit pe furtișaguri. Nu că l-ar fi plăcut lumea.
S-a votat singur el cu acoliții lui, cu Dan Andrei. Uitați-vă pe grupuri să vedeți. Mai sunt postările alea de câte 7 ori de aceeași persoană? Nu, pentru că s-a terminat. Gata. Deja am înțeles că finala a fost filmată și nu mai au nevoie să își mai bată capul, să stea toată noaptea pe telefon și să posteze și să facă ode precum Ceaușescu. Dar în schimb, susținătorii celorlalți concurenți încă mai sunt pe grupuri, încă mai postează, încă mai comentează. Dar ei și-au văzut sați, ci în căruță, ura și la gară. Am postat în draci, am plătit, am ieșit și câștigător. Dar Nicoleta, ți-ai luat apă. Ce crezi? S-a votat atât de mult el singur, încât el a ieșit. Credeai că te votează pe tine? Mă, fetiță! Mă, fetiță! Asta e. Așa că roagă-te la Dumnezeu să-ți dea și ție o părticică din câștig. Că totuși l-ai ajutat pe acest Sorin să stea în emisiune. Cam asta este, dragii mei, situația în această emisiune. Radu, un mare, mare mincinos și ăla cu carismă. Ferească Dumnezeu, dacă am avea actori precum Radu, ne-am dat naibii. Asta e. Vă pup cu draga voastră, Pandele Laura, și ne vedem mâine la următorul vlog. La revedere!